Născut la Paris, Claude Carnot a studiat și apoi predat la Sorbona, dar și în Belgia, Statele Unite ale Americii și Ungaria. Începând cu 1973, a făcut cercetare antropologică în Maramureș, perioada în care a fost urmărit de securitate. După 1990, a predat la Cluj și a publicat constant articole și cărți. Volumul lansat la Craiova este o viziune de stânga asupra societății românești contemporane, deoarece Claude Carnot se revendică din tradiția marxistă a gândirii franceze. Dumnealui strânge în acest volum o serie de articole publicate în ultimii ani și care acoperă în linii mari trei domenii pe care dumnealui le-a impus în publicistica noastră și mai ales în lumea intelectualității românești. Este vorba despre un prim capitol care poate fi definit de drept antropologie politică, un al doilea capitol care poate fi definit drept antropologie culturală românească și un al treilea capitol care ar putea fi definit drept preocupări ale istoriei artei sau reflexii despre arta contemporană în general și arta contemporană românească. Când am auzit în Maramureș, la o batrină, la o nuntă, cântând așa ceva, Doamne, Doamne, pe toate le-a făcut Doamne, ca s-o dus cu stanul rupt și o zinit cu mini-jup, ca s-o dus cu bluz de lână și o zinit cu ceas pe mână. Nu e splendid descrierea modernității? Claude Carnot a mai declarat că este nevoie de o privire de stânga asupra societății contemporane, pentru că multe dintre problemele actuale ar putea fi rezolvate cu soluții venite din acest spectru ideologic.